Seara. L-am alături de mine pe Florentin Țuca, Managing Partner la Țuca, Zbârcea și Asociații, avocat, doctor în drept. Dar cel mai important dintre toate, un om foarte, foarte preocupat de vremurile tulburi pe care le parcurgem cu toții. Bună seara și mă bucur că ești alături de mine. Mulțumesc seara, pentru Olivia, că... Bună seara, invitații. Bună seara, telespectatorilor. Mă bucur că ai acceptat invitația mea, mă onorează și mă bucură nespus, mai ales după ce, acum 3 zile, da? Cred că au trecut 3 zile de la articolul tău de pe blog, am descoperit omul de dincolo de nume, omul de dincolo de faima care te însoțește, cred că, peste tot, ca fiind un mare avocat și managing partner la una dintre cele mai puternice case de avocatură, nu numai din București, ci din toată țara. Ce am descoperit acum 3 zile? Am descoperit că, în ciuda propagandei și în ciuda lucrurilor care ni se susură sau ni se urlă de-a dreptul în urechi de 2 ani de zile, putem, mulți, chiar nesperat de mulți, să ne regăsim într-o bulă specială a oamenilor care încă știu ce e empatie, care știu ce este prietenia, care știu ce este compasiunea, care știu să-și arate astfel de emoții, în ciuda blamului public. Mulțumesc pentru introducere, pentru elogioasa prezentare. Da, cred că este de datoria noastră să nu uităm că suntem, înainte de a fi profesioniști, fiecare în zona lui, că suntem oameni și că trebuie, într-adevăr, să ținem la acele valori umane care ne leagă și ne țin la oaltă. N-am făcut altceva decât să exprim niște preocupări și niște gânduri legate tocmai de umanitatea din noi și de nevoia de a o prezerva și de nevoia de a nu uita că suntem totuși datori să ne ținem de mână și să fim alături în fața tuturor încercărilor istorice și să nu uităm de unde venim și care e rostul nostru pe lume. Simplu de tot. Pentru cei care n-au apucat încă să citească textul tău pe suca.ro sau pe Active News, unul dintre ziarele independente online care au preluat textul tău, dacă îmi dai voie, aș vrea, deci celor care nu-ți cunosc încă textul, să le citesc doar câteva rânduri ca să vadă despre spiritul acestui text. Și de ce am fost atât de impresionată și de ce te-am bănuit că a fost scris într-un moment de mare liniște, poate chiar noaptea, atunci când se zice că noaptea e un bun sfătuitor, poate mai degrabă e un bun sfătuitor când nu dormi, ci că, când stai treaz și gândești, sau cum zicem noi, rumegăm gânduri. Vroiam să le spun oamenilor, celor care ne urmăresc, doar câteva rânduri scrise de tine și care pe mine probabil că m-au impresionat cel mai mult. Zice așa, mai este puțin și se plinesc 2 ani de când planeta întreagă a intrat în carantină, trimisă în abis de forțele absurdului. Exact asta simt și eu și ăsta este motivul pentru care am și share-uit în ziua aia articolul tău, pentru că m-a impresionat foarte, foarte tare, m-a emoționat chiar. La unele pasaje, nu se ascund, mi-au dat și lacrimile. Acele forțe, și sper să nu-mi dea acum că nu e cazul, acele forțe care în această perioadă au fost atât de agresive încât au învins pentru momentul de 2 ani, cele mai elementare principii și legi ale dreptului, moralei, logicii, bunului simț și nu ultimul rând ale științei în general și ale medicinei în particular. Sunt forțele care și-au arogat o legitimitate pe care nu le-a conferit-o nimeni, care au terfelit cu nonșalanță și aroganță tratate internaționale și Constituții naționale și au donat unor birocrați puteri pe care nici ele nu le aveau, care au investit președinți de țară cu misiunea primordială de a-și soma supușii să se spele zilnic pe mâini,
care ne-au pus pe tablă cele mai aberante statistici despre viață și despre moarte, bătute cap în cap de la zi la zi, care ne-au interzis îmbrățișările, datul norocului, ruga la biserică și dansul, care au ținut la distanță copiii de părinți și nepoții de bunici, care ne-au ținut condiționat accesul la muncă și la școală, la stadion și la cafenea, la hotel și la avion, de tot soiul de hârțoage, proceduri medicale și injectări cu seruri experimentale care ne obliga să ne mascăm și respirația și zâmbet, codioase și obscene, măști, cârpe și tot așa. Nu vreau să citesc mai departe pentru că mă emoționez mult, mult prea tare. E un strigăt, eu așa îl văd, un strigăt, hashtag ajunge, care a făcut... mă rog, a făcut ocolul României la un moment dat, hashtag ajunge. Deci ajunge. Asta cred că ai simțit tu și de aia vibrăm noi toți cu textul tău. Sau vibrăm atunci când îl citim la unison cu gândurile tale. Mulțumesc din nou, sunt măgulit. Iar dacă am reușit să emoționez cititorul, mă bucur și mă întristez deopotrivă. Recunosc că textul am scris acest text când am dat de o știre. Foarte multe informații și referințele din acest text sunt adunate în decursul acestei perioade în tot felul de notițe și însemnări, dar ce m-a motivat și m-a trimis la biroul de scris a fost o știre conform căreia unui copil de trei ani se refuza un transplant, ori o intervenție medicală vitală, dacă nu mă înșel, pentru că ai lui părinți erau nevaccinați. Și acest refuz mi s-a părut odios. Și mi s-a părut nu doar că el încalcă elementare pe care un medic și le asumă, încalcă propriul lui jurământ, dar acest refuz este o expresie a lipsei de umanitate și a lipsei de empatie și a... este realmente inuman. Și pe mine m-a revoltat și textul a izvorât întâi de toate din revoltă. Și cred că până la urmă toate ofurile pe care le-am adunat în acest text și nu este singurul, vin dintr-un prea plin. Sunt ofuri care, de fapt, sunt o expresie, pe de o parte, a deznădejdii, pe de altă parte a speranței, a tristeții și a încrederii că vom putea depăși această perioadă și vom învinge acest coșmar. Nu găsesc că suntem în... chiar atât de incapabili și chiar atât de inumani încât să aceste derapaje și aceste grave încălcări ale unor elementare principii etice și juridice. Absolut. M-a bucurat foarte mult că până la urmă nota de final a textului este una optimistă și că refuzi printr-un efort de voință colosal să-ți pierzi speranța. Ceea ce facem, încercăm, eu cel puțin, nu știu cu câtă izbândă, dar încerc și eu la fel să nu-mi pierd speranța. Cred că speranța este o energie care ajută în astfel de bătălii. Oricât de fantastic ar suna și hollywoodian, am sesizat totuși că... Te rog. Speranța de regulă vine din și optimismul, spunea cineva că pesimismul vine de aici, de la rațiune, și speranța vine din inimă. Și optimismul deopotrivă. Da, când te uiți la istoria contemporană și la felul în care se scrie ea și la toate atrocitățile și nenorocirile și necazurile istoriei contemporane, nu poți să nu fii rațional și să nu te îngrozești când vezi ororile din jurul tău. Da, dacă privești toată această colosală manipulare ale cărei victime noi suntem, stai să te întrebi rațional în ce măsură poți să faci tu față unei asemenea tăvălug.
Însă, dacă totuși te gândești care e partea plină a paharului, partea plină a paharului trebuie să stea în inimile noastre și în sufletul nostru și în speranța că legătura noastră cu semenii și cu Dumnezeu este suficientă pentru salvarea noastră ca indivizi. Deci, până la urmă, și tu crezi în Băturuga Mică. Crezi că în fiecare din noi e câte un David care poate înfrânge pe Goliat, poate înfrânge această mașinărie colosală și monstruoasă numită aparatul represiv, care, mă rog, între timp a devenit global. Cred că am exprimat speranța în acest text. Chiar convingerea, eu cred că oamenii încep să se trezească. Da. Și cred că pe zi ce trece vedem un pas înainte sau o creștere a nivelului conștiinței colective. Doamne ajută! Dacă acum ceva vreme, dau un exemplu, încrederea în istoria mainstream, în presa oficială, cred că acum 5, 7, 10 ani, era suficient de ridicată pentru ca doctrina oficială și presa oficială să se simtă foarte stăpână pe sine. Ori astăzi, din ce în ce mai puțină lume, crede în versiunile care li se servește, versiune servite la posturile TV, posturile oficiale TV, în jurnalele mainstream și așa mai departe. Cu adevărat minciunare... Da, te rog. Și să vadă și să descopere că, de fapt, istoria se scrie altfel, că, de fapt, sunt victimele unei grosolane manipulări, că, de fapt, în spatele întregii propagande susținute de presa oficială, mass media oficială, se află foarte mult gunoi și foarte multă pălăvrăgeală și extrem de multă informație toxică. Toxică. Toxică, să definim ce este toxic. Toxic este deliberat dezinformatoare, nu? Asta înseamnă toxic? Da. Cine spunea că dacă nu citești ziarele, da, nu ești informat. Dacă le citești, ești dezinformat. Corect. Toxicitatea ține de o inducere în eroare. Oamenii trebuie să aibă informația veridică și adevărul pe masă pentru a-și ghida existențele în raport de ceea ce se întâmplă în jurul lor. În momentul în care, de exemplu, se induce pe diverse canale o psihoză colectivă, o frică tulburătoare, acțiunile și stările lor sunt profund afectate și viețile lor sunt profund afectate. Ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de 2 ani las la o parte multe neajunsuri ale propagandei și manipulării. A fost o întoarcere pe dos a unor valori și o rocadă între valorile care țin de sănătatea fizică de moment, asumând că virusul COVID-19 este foarte grav, și s-a ignorat nevoia unei sănătăți psihice și celelalte nevoi strict umane. Nu întâmplător în acest text am atacat și acest subiect, pentru că am fost foarte impresionat de mărturii ale unor oameni care se declarau dispuși să moară de COVID, dar nu de singurătate. Ori oamenii, și am mai scris-o și în alte texte, oamenii au nevoie ca de aer de comuniune, de prezența celuilalt, de zâmbet, de comunicarea față în față, de căldura interacțiunii, de dans și de viață, practic. Nu putem să ne ascundem în cuști și ne baricadăm în beci de frica unui virus pretins ucigaș. Noi suntem forțați foarte adesea să ne asumăm anumite riscuri.
Viața înseamnă riscuri asumate. Riscul mortalității în cazul COVID-19, potrivit datelor oficiale, este sub 0,3%. Corect. Riscul la unui accident auto, când merg dimineața spre birou, este mai mare de 0,3%. Riscul unei afecțiuni grave pulmonare pentru că fumez este mai mare de 0,3%. Da. Riscul unei boli cardiovasculare pentru că sunt stresat și mănânc nesănătos este mai mare de 0,3%. Pe logica asta ar trebui să interzicem tot, și circulația pe drumuri publice, și și stresul, și deplasarea la birou, și așa mai departe. Și ne închidem cu toții în peci. Ori nu pot să... Asta este o frică de viață, nu e o frică de moarte. Da, deci de frica pe morții lor, nu mai trăim. Asta este paradoxul, nu? Lumea să... Scuze? Ziceam că de frica morții uităm să trăim. Asta este mare paradox. De frica morții uităm să trăim. Cam asta e paradoxul, da. Da. Ne vorbeai în articol de prezent... de prezentul nostru, al tuturor, ca de o închisoare. Și zici, te întrebai dacă vrem sau dacă e posibil să ne refugiem în trecut ca să fentăm viitorul. Este, da, e ca o joacă de avați ascunsele aici. Adică să reînviem, practic, valorile trecutului ca să nu rescriem greșit un viitor neconvenabil. Cam despre asta ar fi fost vorba. Chiar crezi că suntem într-o închisoare globală în momentul ăsta? Poate e mult spus, poate e o exagerare să spunem că noi suntem într-o închisoare în momentul ăsta, dar cred că nu e o figură de stil deplasată. Cred că suntem pe acolo. În momentul în care ni se restrâng într-o asemenea măsură drepturile și libertățile pe care noi le consideram până mai ieri sacre sau le asociam unor drepturi naturale venite de la Dumnezeu sau de la natură sau sunt intrinsec legate de valorile umane, da, putem spune că suntem într-un regim penitenciar global. N-ar fi o figură de stil exagerată. Și când ziceam despre refugiul nostru în trecut, da, am remarcat că foarte mulți oameni în jurul meu se gândesc cu mare nostalgie la trecut. Până mai ieri, referințele la sau gândul la un trecut idilic era cumva asimilat într-o bună relație cu prezentul. Toți am fost, suntem și vom fi niște nostalgici într-o măsură mai mare sau mai mică. Ne gândim cu mult drag la tinerețea noastră, la copilăria noastră, la bucuriile, junimii și așa mai departe. Și le-am integrat unui prezent multă, o perioadă lungă de timp. Acum însă am văzut și am simțit în jurul meu oameni care se uită spre trecut cu tot mai mare insistență și care refuză prezentul, care nu pot accepta că viața lor este se va derula, se va desfășura în acest regim distopic, concentraționar, în care drepturile și libertățile sunt suprimate, în care nu mai avem voie să dăm mâna cu semenii noștri, în care nu mai avem voie să ne îmbrățișăm, în care nu mai avem voie să cântăm, nu mai avem voie să dansăm, nu mai putem să mergem la școală, nu mai putem să ne ducem copiii la școală, trebuie să-i ducem mascați, trebuie să îi injectăm, trebuie să facem aia, trebuie să facem cealaltă. Sunt foarte multe restricții care ne mână într-o zonă distopică de care generațiile dinaintea noastră cred că nu... Noi ne aducem aminte. Da, noi și tu și eu suntem capabili să ne aducem aminte de ultimii ani, de dinainte de Revoluție, când trăiam
Zile crâncene, adică eu eram relativ mică, aveam 14 ani la Revoluție, dar țin minte că cu doar foarte puțină vreme, câteva luni înainte de decembrie 89, am avut un vis nu foarte copilăresc și nu foarte naiv și nu foarte roz. Am visat efectiv că sunt luată de pe stradă de doi securiști, de brațul stâng și de brațul drept și luată pe sus pentru a fi închisă. Asta am visat eu la 14 ani, cu câteva înainte, luni înainte de a... Deci îmi dau seama acum, cu mintea de acum, că eram terorizată, adică trăiam spaima și frica unui regim, de frica unui regim opresiv la cote infernale. Și nu pot să nu fac comparații, deci nostalgia mea se oprește acolo. Mi-e dor de alte lucruri, nu mi-e dor pur și simplu de vremurile trecute, mi-e dor de, nu știu, de prieteni, de relațiile de familie care, mă rog, datorită diverselor, mă rog, intervenții divine nu mai sunt și așa mai departe. Dar nu mi-e dor de vremurile de dinainte. Asta vreau să zic. Din perspectiva asta, din perspectiva evocată de tine, nu, nici mie nu mi-e dor de regimul totalitar comunist. Ca să fiu foarte bine înțeles. Da, dar știi că mai există astfel de nostalgii. Da, la toate nivelele. Nu mi-e dor de frigul din case, de energia raționalizată, de cozile de la alimentara și de învățământul politico-ideologic normal, de la școală. Normal. Nu mi-e dor de asta. Da. Însă, dacă este să facem, ai provocat o comparație, dacă este să facem o comparație între regimul autocrat comunist pe cale să se instaleze în plan mondial, prima diferență care îmi vine în minte este că în primul caz știam să identificăm opresorul. Știam de unde vine agresiunea. Noi știam. Era o relație pe verticală foarte bine marcată. Sus era Partidul Comunist și tovarășul Ceaușescu, respectiv aparatul securității. Coborând pe verticală, eram noi masele. Între noi, în plan orizontal, pe orizontală, era un sentiment de solidaritate și de comuniune și de complicitate și de uneori bunăvoie și bună dispoziție și de... Care țeseau toate la un loc, țeseau o bună țesătură socială. Trebuie să-ți amintești cu cât umor priveam adesea opresiunea comunistă, bancurile care se făceau. Erau între noi, exista un anumit timp de complicitate și noi știam cu toții, știam foarte bine că ceea ce ni se livrează este pură propagandă, știam foarte bine că ideologia oficială era plină de minciuni, știam că noi trebuie să mimăm adeziunea și aplauzele. Corect. Nu știam toate astea. Corect. E bine, astăzi... Și asta ne-a ținut întregi la minte, crezi? Ne-a ținut întregi la minte, da? Cred că ne-a ținut întregi la minte. Uh-huh. Da, cred că ne-a ținut întregi la minte. Noi, bancurile, pentru, da? Râsul. Pentru că confruntarea era într-un câmp deschis. Noi știam. Nu cred că... nu spun că a fost... am trăit în confort. Nu spun asta. Ce spun este că ne-a ținut întregi la minte. Da. Nu... Ori astăzi cred că agresiunea vine din diverse direcții, îmbracă forme foarte sofisticate, propaganda oficială este la rândul ei foarte insidioasă și foarte agresivă și cel mai grav lucru, ea reușește să pună bazele unei dezbinări sociale.
Tot mai puțin mi se pare mie, care sper, da, am un optimism totuși irațional, probabil. Dar văd că totuși lumea se trezește în progresie geometrică și că nu mai suntem chiar atât de dezbinați. Chiar cei care s-au vaccinat deja cu două doze, crezând la început narativa oficială, au devenit extrem de sceptici când li s-a spus că trebuie să facă a treia doză. Și întrebarea firească care li s-a așternut pe buze a fost: bine, bine, și atunci de ce am făcut prima dată două doze? Adică ele nu sunt sigure și eficiente, așa cum mi s-a spus, deci nu mai sunt eficiente, trebuie a treia și după aia poate chiar a patra și după aia facem abonament pe viață și unde ajungem în ritmul ăsta. Deci, cred că ăla a fost momentul gafa lor, supremă, de lăcomie și nerăbdare. Așa cred eu, nu știu, poate mă șel. Știi ce, nu aș vrea să judec oamenii care care au luat anumite decizii. Nici eu nu vreau să fac asta, departe de mine. Nu vreau să judec. Vreau doar să analizez la modul general. Deci nu vreau să arunc, să fac judecăți vis-a-vis de deciziile personale ale fiecărui om, pentru că fiecare a avut motivațiile lui, fiecare a avut nevoile lui, spaimele lui, fricile lui, că ar putea să-și piardă jobul, că ar putea, da? Au fost foarte multe mecanisme psihologice care i-au strâns, i-au încorsetat și i-au făcut să iau o decizie pe care, în condiții normale, n-ar fi luat-o. Da? Frica fiind categoric principală. Mă bucură foarte mult evaluarea ta referitoare la diviziunea de care vorbeam eu. Dacă tu spui că nu e așa de vizibilă, că oamenii sunt mai uniți decât am spus eu, nu pot decât să mă bucur. Eu am perceput, cel puțin în ultimele luni, formarea unor tabere și a unor antagonisme. Și am pus pe seama această stratificare, am pus-o pe seama dezideratului unei politici totalitare bazată pe imperativul divide et impera. S-ar putea ca să nu le reușească, s-ar putea ca, așa cum spui tu, oamenii să se trezească și să pună mai presus de toate nevoia unei coeziuni comunitare și nevoia unei convivialități și a unei comunicări și a unei solidarități care să depășească micile fricțiuni întemeiate pe preferințele pentru o procedură medicală sau alta. Și m-aș bucura, repet, eu m-aș bucura să ai dreptate. Și da, în acord cu tine, am remarcat o trezire tot mai vizibilă a oamenilor. Eu am niște prietene, o prietenă de la Oradea, de exemplu, care au o poveste foarte tristă. A fost forțată de niște împrejurări, împotriva voința ei, a acceptat, pentru că presiunea psihologică a fost mult mai puternică, implicat fiind și pus la mijloc un copil minor, deci îți dai seama de implicații, da? Astfel strânsă cu ușa a luat decizia să se vaccineze și după două doze a avut efecte secundare. Toate astea mi le-a povestit la un moment dat când a venit în București, am intrat pe o terasă într-un parc din București, eu am intrat fără certificat sau pe certificatul ei de vaccinată, mi-a spus toate lucrurile astea plângând, foarte tristă, mi-a spus de efectele secundare pe care le-a suferit și nu ușoare și când s-a pus în discuție doza a treia, a zis over my dead body, deci nici gând. Da, Olivia, am auzit, scuze, am întrerupt? Nu, te rog, te ascult. Nu mă surprinde ce-mi spui, povești de felul ăsta numeroase, da, sunt povești triste și în ceea ce mă privește, cred că
în fața unei asemenea acțiuni ofensive a autorităților, de forțare sau de propagandă pentru anumite proceduri medicale, oamenii ar fi trebuit să se informeze și să răspundă la o întrebare elementară. Pentru ce? Care este rațiunea pentru care eu trebuie să fac acest lucru? E o chestiune de principiu. Eu sunt forțat să fac ceva și trebuie să înțeleg foarte bine pentru ce fac acel ceva. În al doilea rând, este tot o obiecțiune de principiu, ar putea să fie legată de drepturile și libertățile care îmi sunt condiționate de o procedură medicală. Ar trebui să mă pună pe gânduri. Sunt foarte mulți oameni care au recurs la aceste proceduri medicale din rațiuni foarte triviale. Să merg în Grecia în vacanță. Exact. Păi e dreptul tău să mergi în Grecia în vacanță. Nu trebuie să recurgi la anumite proceduri medicale care în mod normal se întemeiază pe un consimțământ bine informat, bazat pe informație, și în al doilea rând pe dreptul tău consacrat de convenții internaționale și de Constituția Națională și de legi interne de a decide de unul singur și liber, așa cum recent vedeam foarte bine, eu deschid o paranteză cam lungă. I-am ascultat interviul lui Novak Djokovic recent la postul BBC și mi-a plăcut foarte mult atitudinea lui Nole, care a spus: eu nu vreau să intru aici într-o dezbatere politică, nu vreau să fac prozelitism, ceea ce afirm este dreptul meu sacru la opțiune. Eu am dreptul să optez. Eu sunt liber și am dreptul să optez. Nimeni nu mă poate obliga să îmi spună ce să mănânc diseară la cină. Eu mănânc ce doresc eu. Nu mi se poate impune când iau aspirina mâine dimineață. O iau când vreau eu. E vorba de dreptul meu natural de a fi, de a avea o opțiune liberă. Iar cazul Djokovic e un caz școală. Putem și vorbi despre asta, că m-a... Da, văd, te rog. Pentru mine, Djokovic este ca o emblemă nu a mișcării antivacciniste, cum l-au tradus cei care au interes să facă astfel de matrapaslăcuri lingvistice, ci este un simbol al demnității umane. Este un simbol al bărbăției. Este un simbol al maturității. Este un simbol al discernământului. Lucruri cu care ne-am dezobișnuit, pentru că la televizor ni se susură de la Revoluție încoace, în fiecare spot sau în fiecare calup publicitar, cere sfatul medicului, informați-vă la medic, faceți ce vă zice medicul. Deci, practic, ție ți se anulează discernământul și dreptul de a cântări și de a lua o decizie informată și ești oarecum pus sau mai mult decât că ți se sugerează prin repetiție, da, obsedant, devine un, mai mult decât un deziderat, un ordin parcă, nu? Eu așa tot repeți la infinit. Cedează-ți dreptul, cedează-ți dreptul, cedează-ți, nu judeca, nu judeca, nu judeca. Întreabă, întreabă, fă ce ți se spune. Sunt, mă bucur mult că numești pe Nole drept erou. Pentru că așa-l văd și eu și... Da, Nole este un arhetip. Este făt frumos. Acum, în lumea asta nebună, dacă este să ne uităm înspre un făt frumos, înspre un arhetip al eroului, realmente, cred că cel mai popular erou la ora asta este Novak Djokovic. Desigur, sunt foarte mulți oameni care luptă pentru drepturi și libertăți, care luptă pentru prezervarea normalității în relațiile interumane, pentru
pentru bună cuvință și pentru bun simț, pentru conservarea unor valori morale și pentru pace și pentru bunăstare și mai departe. Admir foarte mulți oameni, în special din zona activismului preslei mele, de exemplu, Fülmich, avocatul Fülmich, care este coordonatorul unei echipe ce luptă pentru stabilirea în acel dosar internațional de anvergură. Nu spun că Nole Djokovic este unicul erou, dar el este foarte apropiat de spiritul popular și este mai haiduc decât ceilalți și mai cu priză și mai cu... Și pentru că este atât de blamat și de hulit, el va câștiga enorm și se va afirma ca o figură simbol. Și nu mor caii când vor câini, este extrem de contestat. Am văzut foarte multe texte despre el, de o răutate și de o malițiozitate și de o reavoință strigătoare la cer. Un jurnalist britanic, de exemplu, spunea cum el a câștigat din tenis și a avut glorie din tenis, iar tenisul s-a redeschis grație vaccinurilor, el ar trebui să se vaccineze. Un sofism cât casa. Da. Recent, un alt analist celebru de la noi spunea că, domnule, tenisul a fost inventat de Occident, deci el, care este un pârlit de sârb ortodox, ar trebui să deschidă ochii și să recunoască lucrul ăsta, că totuși tenisul a fost inventat de Occident și el trebuie să se supună regulilor Occidentului. Un alt sofism cât casa. Djokovic a adoptat o poziție, cel puțin în acel interviu, extrem de sobră. I-am văzut și ce se întâmplă este Djokovic e de urmărit un interviu al lui rememorând bombardamentele din Belgrad din 99, cele 78 de zile de bombardament al NATO în Belgrad, când el era copil. Și ironia sorții, el se antrena într-o piscină părăsită atunci, printre bombardamente, și întreba de reporter, totuși, cum ai reușit să învingi resentimentele față de agresor? Agresorul care ți-a tulburat copilăria și care te-a chinuit și care ți-a marcat anii formării tale și ca sportiv și ca om și care te-a traumatizat până la urmă. Te-a traumatizat destul de sever. Și Nole răspunde foarte foarte înțelept zicând am învățat că din iubire de fapt putem extrage toleranța și că trebuie, practic, să uităm lucrurile astea. E un exemplu și e de urmărit în continuare Nole pentru tot ce înseamnă el ca arhetip eroic. Super. Așa este. Să știi că nu te-am regăsit mereu optimist în textul pe care l-ai scris pe blog, pentru că am bifat cel puțin, ai spus de cel puțin 2 ore adăpost, referindu-te la pierderea adăpostului, explicit, și de nenumărate ori implicit. La ce fel de adăpost mai exact te referi? Care sunt, de fapt, conotațiile cuvântului pe care le folosești tu
sau la care te gândești și nu te gândești doar atunci când scrii acest text, ci te gândești probabil și în viața de zi cu zi, faptul că nu-ți mai găsești adăpostul sau sufletul tău nu mai își găsește adăpostul sau mintea ta nu-și mai găsește adăpostul în sensul de liniște, în sensul de confort mental. Suntem într-un zbuciu permanent sau cel puțin eu așa o resimt de 2 ani încoace. La ce fel de adăpost te referi? Și de ce devine un light motiv pentru tine în lipsa acestui adăpost? L-ai definit chiar în întrebare. Cred că e vorba despre nevoia unei tihne interioare. Știi, vorbeam despre nostalgii și raportări nostalgice la trecut. Și tu însă-ți spuneai că te raportezi nostalgic nu la vremea dictaturii comuniste, ci la vremea copilăriei, tinereții, adolescenței și la prieteni. Adolescența și copilăria și prietenii reprezintă niște piloni ai acelui adăpost. Astăzi, probabil, pilonii se mulțesc, s-au mulțit, sentimentul, unul dintre piloni, de exemplu, este confortul că ai mei copii au căile deschise, au exact aceleași șanse pe care am avut și eu de evoluție. Că într-o bună zi, poate, o să mă bucur că, nu știu, o să fiu bunic. Că ei, copiii, se vor bucura de normalitatea unei vieți nu 100% tihnite și lipsite de dificultăți, dar în orice caz ocrotite de zbuciumul care a fost instalat recent. Ori în condițiile în care din toate părțile vezi doar agresiuni și instabilitate și ceață și nesiguranță și impredictibilitate și ce-o mai fi, ce-o mai fi mâine, ce-o mai fi poi mâine, când mai vin, când e valul 5, când e valul 6 de restricții, când oare îmi putea circula, oare nu mai putea vedea, oare îmi putea da examen online sau prezență fizică, oare nu am putea căsători, oare nu am putea iubi, oare îmi putea să ne... Să ne sărbătorim măcar zilele de naștere. Să ne vedem la o masă de Crăciun, semne, da? Și multe altele. Toate aceste semne de întrebare sunt, de fapt, factori care erodează pilonii acestui adăpost de care vorbeam. Da. Țin minte că atunci când eram mici, relațiile erau autentice, eu așa le-aș fi numit. Adică, nefiind mijlocite de nicio instanță superioară, noi ne reglam singuri prieteniile și ne stabileam singuri limitele și hotăram singuri cu cine vrem, cu cine nu vrem să împărțim sau să împărtășim din timpul, din bucuriile, din gândurile noastre. De 2 ani de zile și în ce mă privește de 8 ani de zile, de când am avut imprudența să exprim în spațiul public opiniile personale, crezând că trăim într-o țară liberă și că dreptul la opinie și la exprimare sunt consfințite de Constituție, am constatat că există un efort concentrat foarte bine uns în toate rotițele lui
de a ne face să uităm care sunt drepturile noastre. Și vreau să profit de faptul că ești un mare specialist al dreptului și să ne lămurești de ce dreptul ăsta la exprimare este până la urmă așa de important. De ce dacă îl suprimăm pe ăsta, există riscul ca toate celelalte drepturi, sau cel puțin așa văd eu lucrurile, să se dărâme ca niște piese de domino. Dai un pobârnac dreptului la exprimare și toate celelalte se... Pentru că dacă nu poți să spui, uite criminalul, uite ce a făcut ăla, pentru că ți se pune, da, călușul în gură, toate celelalte drepturi sunt amenințate, cel puțin așa văd eu. De ce greșesc? De fapt, asta e întrebarea. Absolut deloc. După părerea mea, ai perfectă dreptate. Aș începe cu o foarte mică remarcă, iau ca pe o corecție. Nu cred că ai fost imprudentă. Nu cred că ai fost imprudentă în acești ani de zile să-ți spui pentru că ți-ai spus părerea. Cred că a fost o expresie a unui activism necesar. Cred că peste ani vei revizui o asemenea părere și îmi doresc să ți-o revizuiești și să fii mândră de faptul că ai avut demnitatea și verticalitatea să-ți spui în mod onest nu părere. Nu știu dacă a fost neapărat verticalitate sau demnitate, lucrul care m-a motorizat pe mine la momentul ăla. Lumea consideră că e unii, mă rog, nu, în foarte mică măsură, probabil s-au mai mulțit între timp, într-o oarecare măsură. Dar ceea ce m-a motivat pe mine n-a fost curajul, ci frica. Paradoxal. Da, frica de un viitor distopic pe care îl trăim astăzi, pentru că gândindu-mă că vaccinarea ar putea să devină obligatorie, am în bibliotecă o grămadă de cărți scrise de medici care atrag atenția încă de acum 15-20 de ani despre pericolele vaccinării în masă și mai ales la copii și riscurile pe care le presupune această manevră imprudentă. Da. Mi-a fost foarte frică nu care cumva această vaccinare să devină obligatorie. Și atunci de frică am început să vorbesc. Mi s-a părut că pericolul care vine odată cu blamul public e mult mai mic decât acela al instaurării unei dictaturi medicale. Deci nu e, n-a fost demnitate, a fost frică. Sorry. Din nou, dăm voie să nu fiu de acord. Pentru că, pe logica ta, orice gest eroic se întemeiază pe frică. Frica de a nu fi învins, frica de a nu fi lovit, frica de a nu fi afectat, frica de moarte, frica de singurătate, frica de umilință, frica de toate cele. Am exclude, într-o asemenea abordare, am exclude înălțătoarele sentimente și eroisme. Până la urmă, da, dacă mergi la rădăcina cea mai... da, poți identifica și frică, însă sunt oameni care sunt măcinați de frică și nu reușesc să-și învingă frica și sunt prizonierii fricii. Ei sunt cei care, dominați de frică, sunt paralizați. Cei care reușesc să învingă această frică se cheamă că sunt curajoși. Doi copii, frica lucrează altfel. Vezi partea goală a paharului și vezi că, de fapt, ce te-a motivat a fost frica și eu încerc să spun că, de fapt, ce te-a înălțat a fost o atitudine curajoasă și demnă. Trecem peste nuanțele astea. Că da. Revenind la întrebarea ta. Dar ce te motivează pe tine? Pentru că ești o rară avis în breasla ta. Ce te motivează pe tine să fii vocal în apărarea drepturilor și libertăților noastre? Câtă vreme nu e deloc la modă să te preocupi de astfel de subiecte
meschine câtă vreme vorbim cu toții acum de binele comun, binele, da? Nu se mai vorbește de drepturile și libertățile individuale, ci se vorbește de binele comun suprem. Ăla este suprem. Nu? Dreptul individual nu mai contează în toată geografia asta a drepturilor colective. O să încep, Olivia, răspund la întrebare. E foarte interesant întrebarea ta. Și nu mă feresc. Răspund la întrebare. Și încep cu evocarea vremurilor de care ne amintim amândoi. Tu știi foarte bine că generațiile noastre sau reprezentanții generațiilor noastre au blamat părinții și generația părinților. Și nu de puține ori au fost voci în jurul nostru care au spus: de ce ați tăcut? De ce ați întors privirea? De ce ați fost lași? De ce ați tăcut complice? De ce n-ați reacționat? Și acum revin la întrebare și spun, nu știu cât de vocal sunt eu, dar atâta cât sunt, cred că ieșirile mele publice sunt motivate în primul rând de nevoia de a spune niște adevăruri, de a spune unor lucruri pe nume. În al doilea rând, eu sunt jurist și materia primă a profesiei mele este reprezentată de mari principii de drept și de justeția rânduielilor și legilor, pe care am datoria ca profesionist să le apăr. În treilea rând, și poate suna foarte bombastic sau pompos sau hiperbolic, mă gândesc la copiii mei și la felul în care vor judeca ei pe tatăl lor peste ani și sincer, foarte onest, m-aș bucura cu ai mei copii să fie mândri de mine. Să spună: tata a fost, când alții puneau capul în pământ, fără să fie, nu știu ce mare erou sau ce mare dizident sau... N-a tăcut. E foarte important. Pentru că, știi, sunt foarte mulți confrați și... Eu țin minte, odată am făcut un apel public unor confrați să protestăm împotriva unor demersuri legislative care aveau drept obiectiv îngrădirea vizibilă a drepturilor și libertăților, și entuziasmul meu a fost întâmpinat cu foarte multe rezerve și reticențe. Mă rog, nu e, din nou, nu vreau să judec și nici nu vreau să arăt acuzator înspre bine, un dar altul. Dacă tot am atins fenomenul reticențelor în diverse tagme, ce crezi că îi face pe avocați să fie reticenți în a apăra până la urmă, apărând drepturi și libertăți cetățenești, și apără indirect propria meserie? Pentru că rolul avocatului instanță tocmai ăsta este. Să apere drepturi, și dacă cetățeanul dispare odată cu drepturile și libertățile lui, dispare și profesia de avocat. Absolut de acord, ai ridicat un punct extrem de valid și din perspectiva asta, nu eu sunt un activist de linia întâi, am confrați, am colegi, pe unii dintre ei știi foarte bine, care sunt mult mai prezenți și mai activi și mai bătăioși și șapo, bam, absolut. Și știm despre cine vorbești. Da. Care ei reprezintă și profesia, reprezintă și drepturile omului și se bat pentru asta. Da, da, îi numărăm pe degetele de la o mână. Dar nu, profit de ocazie și nu vreau să trecem sub tăcere niște nume precum Elena Radu, precum Gigi Piperea, precum Dan Chitic, precum Silvia Uscov sau alții care sau avocații care au obținut în instanță hotărâri judecătorești de apărare a drepturilor și libertăților. Ok, numărăm pe degetele de la două mâini, dar atât. Da, e trist. Câți membri există în barourile din toată țara?
Nu știu exact, în București sunt vreo 15.000. Da. Da, și noi vorbim de sub 10 oameni care au curajul să vorbească. Despre asta zic. E trist. Și de ce? Pentru că în vremul tulburi avem nevoie de elitele noastre, elitele intelectuale, pentru că ele trebuie să ne ghideze pe noi, jurnaliștii trebuie să medieze, da, aceste îndemnuri de întoarcere la valorile noastre, bine, le putem numi și tradiționale, dar până la urmă sunt valori universale, da? Libertăți, drepturi, demnități și așa mai departe. Dar în toată perioada asta de 2 ani de zile am văzut în marea lor majoritate, deci nu generalizez, dar într-o proporție covârșitoare, intelectual care cântă oda pandemiei, intelectual care lasă nasul în pământ, intelectual care se fac că plouă, intelectual care își fac manichiura și fac orice altceva, dar nu vorbesc despre lucrurile despre care ar trebui să vorbească. Olivia, înainte de a scrie textul pe care l-ai evocat în seara asta, am mai scris un text care vine mânușă și care se potrivește perfect pe ceea ce spui. Un protest la adresa pasivității sau complicității intelectualilor sau inteligenței locale și am scrind acel text sau în scrierea acelui text am fost motivat de lipsa de reacție a unor cărturari în fața cenzurii. Mm-hmm. Mai mult, mm-hmm, felul în care cărturarii români de prestigiu încurajau cenzura și restrângerea dreptului la liberă expresie. Dar vorbesc despre intelectuali de renume, intelectuali de marcă. Nu vorbim despre un profesor la un liceu oarecare din nu știu pe unde. Vorbim despre intelectuali de primă mână care cereau ca ghilimele antivacciniștii sau dizidenții sau cei care pun la îndoială ideologia oficială să fie încarcerați, să fie arestați, să fie amendați. Și pe mine m-a șocat. Spune-mi, te rog, nu știu că este șocant, dar poate ne urmărește, nu știu, o persoană care nu înțelege ce este așa de șocant. În afirmațiile unui intelectual care își dorește ca cel de lângă el, concetățeanul lui, să fie arestat pentru că are opinie, să fie arestat pentru că are o suspiciune, să fie arestat pentru că stă încă în dubiu dacă vrea sau nu vrea ceva anume să facă propriul corp. De ce este atât de aberant mesajul pe care... De ce e șocat? Da. Pentru că poate unii oameni... Zi... Da. Da. Și de ce? Pentru că, da, pentru că ți se va răspunde de îndată, libertatea ta se oprește unde începe libertatea mea. Spune-mi ce e greșit în această afirmație care este incredibilă. Ceea ce este șocant este că intelectualii, cărturarii, oamenii de litere, profesorii, criticii, filozofii, ei lucrează cu libera expresie și cu libertatea de conștiință. Este șocant, cum ar fi șocant ca un brutar să ceară arderea lanului de grâu, pentru că și-ar distruge propria lui materie primă din care face pâinea. Cărturalul lucrează cu libera expresie, cu spiritul critic, cu libertatea opiniei, cu șansa discernământului. Ba mai mult, el este cel care ar trebui să încurajeze spiritul critic, îndoiala, și orice demers științific este întemeiat practic pe îndoială și spirit critic, nu pe propagandă. Filozofia, zicea cineva, este exercițiu de a pune la îndoială lucrurile care ți se dau ca certe, în timp ce propaganda este un exercițiu de a lua ca cert lucruri pe care trebuie să le pui ca la îndoială. Ori, cărturarii noștri, cei pe care și
evocam în textul precedent, comit păcatul de a ignora tamana asta, că materia lor primă este libertatea de expresie. Și pentru asta, da, e șocant. Da, este foarte șocant. Mai ales că așa zis și specialiști, deci de 8 ani de zile, ni se repetă la modul obsesiv, că dacă nu ești specialist, și nici tu nu ești specialist, da? Să fie clar. Nici tu, nici eu. Dar dacă nu ești specialist, nu ai dreptul să îți exprimi opinii pe teme medicale. Și asta, chestia asta a mers așa, în heavy rotation, într-un an s-a repetat. Nu ai dreptul, nu ai dreptul, nu ai dreptul să ai o opinie medicală. Da? Asta a fost chiar și titlul unui articol acum 8 ani, când mi-am exprimat o părere vis-a-vis de vaccinuri, la mod opinie personală, nu trebuie să o împărtășiți, da? Cu disclaimerul necesar. Da? Este doar o opinie personală. S-a scris un articol, Olivia, tu nu ai dreptul la opinii medicale. Da, s-a întâmplat și chestia asta. De ce este până la urmă atât de important și pentru un cercetător și pentru un om de rând să aibă opinii? De ce dubito ergo cogito nu poate să moară dacă vrem democrație și dacă vrem drepturi și libertăți? Da, dreptul de a mă îndoi nu este inalienabil. Eu am dreptul să mă îndoiesc de orice. Am dreptul să mă îndoiesc până și de existența lui Dumnezeu. Ateii sunt tolerați în societate. Și scriam chiar în textul la care fac referire. Eu, cum sunt tolerați ateii, dar nu sunt tolerați cei care se îndoiesc de opinia majorității, sau o anumită opinie din registrul medical. Până la urmă, eu nu sunt un medic și nu sunt un specialist. Eu am dreptul să am dubiile mele și am dreptul să mă uit la mai multe păreri. Eu am dreptul să-l întreb pe un specialist, în primul rând, să mă facă să înțeleg și să-mi exprim eu un consimțământ și să pricep despre ce e vorba în legătură cu, nu știu, o anumită procedură medicală, cu un anumit tratament, cu o anumită prescripție. După cum am dreptul să spun că pe un anumit subiect, eu, novice, un simplu amator, am descoperit 3 opinii într-o direcție și 3 opinii într-o altă direcție. Exact. Și cine ia decizia finală? Care e cea bună? Pentru că marota asta, anumită știință, este un fals argument, pentru că eu tot din știință am extras și opinii contrare opiniei mainstream. Corect. Sunt o grămadă de cercetători, de fizicieni, de medici, de biologi care și-au exprimat dubii cu privire la zisele adevăruri pe care propaganda oficială ne le-a pus pe masă ca fiind inconturnabile. Valoarea măștii, n-aveți voie să vă îndoiți. Dar de ce să nu mă îndoiesc? Pentru că sunt studii care spun că masca face mai mult rău decât bine. Corect. Valoarea unui tratament nu-l numesc, dar sunt studii care spun că tratamentul respectiv este preferabil altuia. Gravitatea unei boli. Tot din studii extrag niște adevăruri care atestă că acea gravitate nu justifică amploarea măsurilor restrictive care au fost adoptate. Și mai departe, putem găsi o grămadă de studii strict științifice care infirmă, ori a spune că știința este un bloc compact de adevăruri, este un nonsens. Pe de o parte, știința este o acumulare de teorii și contrateorii, de argumente și contraargumente, printre care navighezi înspre anumite concluzii și înspre anumite consolidarea unor anumite teorii. Pe de altă parte, epistemologic vorbind, asta e rațiunea științei, să te provoace să avansezi și să lași la o parte, să lași în urmă ceea ce a ajuns de suet, ceea ce a ajuns și acesta a fost infirmat de exercițiul căutărilor ultimilor ani și să mergi pe o cale nouă. Corect.
Știința nu înseamnă o abordare dogmatică a unui domeniu. Știința înseamnă o deschidere și înseamnă porți deschise spre libertate de opinie și spre dezbatere. Ceea ce cărturarii ignoră este tocmai acest lucru. Importanța și nevoia dezbaterii deschise. Asta înseamnă știință. Înseamnă un exercițiu permanent de argument și contraargument, de, din care să pe baza cărora, pe baza acestor exerciții, să ajungem la formule și la concluzii care să fie bazele unui progres în domeniu. Crezi că ceea ce se întâmplă, putem să, nu știu, nu vreau să sugerez absolut niciun răspuns, dar vreau să spun părerea mea și să-mi spui care este a ta, care poate să o contrazică pe a mea cu toată fermitatea. Dar experimentul ăsta psihologic, în primul rând, care e în desfășurare de cel puțin 2 ani de zile, similar cu experimentul, dacă îl știi, sub numele de Lucifer Effect. Ți-e cunoscut, cred că la Stanford University s-a desfășurat un studiu acum 10 de ani în care studenți voluntari au fost împărțiți, fac o mică paranteză, sper să nu o plictisesc, în două grupuri, în deținuți și gardieni, undeva în niște subsoluri din universitate, și la foarte scurt timp acești studenți s-au identificat cu rolurile desemnate, cu rolurile primite, și gardienii au devenit mai apriși decât gardienii obișnuiți și deținuții mai deprimați și mai suicidali decât deținuții obișnuiți, astfel încât în maxim câteva zile experimentul a trebuit să fie întrerupt pentru că efectele psihologice asupra întregului grup de deținuți și de gardieni erau teribile, teribile, dezumanizante pentru ambele grupe. Experiment numit sau efect asupra lor numit Lucifer's Effect, adică efectul Lucifer. Și nu știu dacă am putea face Stanford. Da, experimentul Stanford, dacă nu mă înșel. Cred, da. S-a și scris cartea de către autorul studiului, așa se numește, Lucifer Effect. Da. Faptul că noi suntem în... da, e Stanford Experiment. Stanford, da. Că suntem îndemnați să ne pârâm dacă tușim la metrou, să ne tragem de mânecă în mod brutal pe stradă, că nu avem mască unii pe alții. Că ni se dă un număr verde, un tel verde la care să pârâm pe cei care au fost prinși, știu eu, la proteste, la mall, fără să respecte restricțiile și noile reguli. Toate astea crezi că au un efect psihologic asupra maselor? Categoric da. Cred că... Și aici, dacă îmi dai voie, două constatări. Cred că profesorul care a pus în practică acest experiment, Stanford, este un psiholog, Zimbardo. Cheamă. Da. Pe mine cel mai mult m-a șocat în acest experiment nu neapărat felul în care studenții sau, cred că erau studenții și-au îmbrăcat hainele de opresor, respectiv opresat. Probabil și-au intrat în rol și, psihologic vorbind, au trebuit să joace acest rol. Cel mai tare... înțeleg că opresorii au devenit extrem de creativi. Creativi în măsurile sau opresive pe care le adoptau. Erau creativi, brusc. Deci acționau de... Da? De acord cu tine că de la un punct încolo nu mai poate fi înțeles nimic. Dar cel mai tare m-a șocat faptul că unul dintre subiecți care juca rol de gardian i-a cerut profesorului la un moment dat, pentru că nu mai suporta să audă reacția victimei,
i-a cerut o schimbare de roluri. Asta și a înțeleg, zis, da? vreau, nu mai pot să, nu mai pot suporta. Vreau să trec eu acolo, pentru că eu nu mai pot suporta ideea că eu cresc nivelul șocului și suferinței pe care o provoc victimei. Și a fost șocant nu atâta reacția lui de schimbare de roluri, ci refuzul lui de a ieși din joc. Faptul că el nu mai putea, el nu și-a pus niciodată problema, domnule, gata, eu nu mai particip la acest experiment. Eu ies. Eu îmi dau demisia. Plec. Nu, el un prizonier în acel joc. Și asta spune foarte multe de psihologia individuală și psihologia colectivă. Revenind la întrebarea ta, a doua mea constatare e că și aici e de urmărit, în această perioadă am urmărit un psiholog profesor la o universitate din Belgia, la Universitatea Ghent, dacă nu mă înșel, sau în Ver, Matias Desmet. E un profesor, cred, croat, cred, care vorbește despre crearea maselor, formarea maselor. Și vorbește despre ceea ce îl numește o anxietate flotantă, faptul că oamenii devin tot mai anxioși, tot mai temători și ceea ce îi unește și contribuie la formarea masei este acest sentiment de perpetuă anxietate și depresie. Și citează foarte mult din Gustave Le Bon și este de urmărit, recomand, pentru că da, analizele lui sunt foarte, foarte relevante pentru timpurile pe care le trăim. Dar acum aș vrea să ne întoarcem la experimentul Stanford. Te rog să mă ierți că am intervenit. Aș vrea să facem o paralelă între experimentul de atunci, anii 70, 80, ceva de genul ăsta, da? 73, parcă, nu știu. Așa? Și ce se întâmplă, să zicem, uite, ca locație geografică, România, anului 2022 sau 2020. Crezi că gardienii, dacă îi putem numi așa, României, și-au intrat bine în rol și au prins gustul de a-i opresa pe muritori? Crezi că există un astfel de fenomen la nivel de România acum? Devenind creativi în măsurile pe care le adoptă, strângând lațul sau lăsându-l generos preț de câteva zile, jucându-se astfel la nesfârșit cu nervii noștri. Da, cred că oamenii odată instalați în anumite posturi și devin foarte, cum spui tu, foarte creativi, se simt bine, dă un sentiment de confort și faptul că ei se simt în control le asigură o doză de adrenalină și de serotonină și de nu mai știu ce, dopamină și habar n-am ce. Da, mai care puțin face oxitocină, care e pe bază de nedistanțare socială. Mi s-a întâmplat, nu vreau să fug de răspuns, dar cred că n-aș fi răspuns, nu vreau să... Dar mi s-a întâmplat o dată, n-am călătorit în perioada asta pentru că nu vreau să... Detest toate procedurile și măsurile care restrâng libertatea de mișcare, dar am fost nevoit să într-o călătorie profesională la Cluj, m-am întors cu avionul și a trebuit, bineînțeles, să mă conformez și să port în avion masca de pretinsă protecție pe care, odată instalată în scaunul meu, mi-am dat-o jos că nu prea puteam respira la propriu. Mi se părea că am fost admonestat de steward, de persoana care asigura, cum se cheamă, de steward. Da.
gardianul tău în această ecuație. Gardianul meu în acest experiment aplicat, da, care își exercita autoritatea cu foarte mare savoare. El era foarte important. Era ca paznicul de la mol. Acea atribuțiune era paznicul meu în avion și în tot atrăgea atenția să nu mai îmi dau masca mai jos de nas și să nu mai fentez regula, îi dădea lui foarte mare confort și multă satisfacție. Și da, paralela e perfectă. Deci dacă la nivelul ăsta de steward de avion fenomenul este vizibil și se vede cum omul se turează sub impresia că a devenit important și își ia în foarte serios rolul de gardian. Ce se întâmplă oare la nivel psihologic, la nivel de guvern, atunci când decizia stă în pixul domnului Arafat sau decizia stă în pixul domnului Rafila? Decizii care ne-am văzut în 2 ani de zile nu pot fi contestate în timp util, nu pot fi sancționate de către Curtea Constituțională decât în foarte mică măsură. Deci oare cum suntem la cheremul unui pix sau două sau trei? Cu îngăduința ta, Olivia, nu o să mă refer la persoane și nu o să mă leg de nume, dar o să răspund la întrebarea ta printr-o imensă nedumerire pe care am și expus-o într-un alt text de-al meu, în care am invocat lipsa de legitimitate a acestor tehnocrați de la noi și din altă parte. Noi suntem, ne place să vorbim în termeni elogioși despre democrație, despre stat de drept, despre regimul constituțional, despre... Și noi știm că într-un stat de drept și într-o democrație, puterea aparține, nu-i așa, poporului, iar poporul votează un parlament care parlament edictează legi și care parlament se bucură de ceea ce noi juriștii numim legitimitate. Noi am investit să se ducă acolo și să facă legi. Noi am ales niște partide care formează un guvern care aplică legile. Și puterea judecătorească are datoria constituțională de a veghea respectarea acestor legi. Ok. Și pe mine ca jurist m-a contrariat, printre primele lucruri care m-au contrariat începând cu aprilie 2020, a fost lipsa de legitimitate a unor persoane care au venit, ca din neant, să ne spună nouă, muritorilor de rând, că de mâine nu mai putem intra în parc, că de poi mâine nu mai putem merge la tenis, de răspoi mâine la școală nu se mai poate merge decât cu mască, că nu mai putem călători în străinătate decât cu bifarea unor proceduri medicale și așa mai departe. Și mai grav este că asemenea decizii au fost adoptate nu doar la noi, ci și în plan internațional. Stai să te întrebi când vezi că apare cineva dintr-o organizație privată sau dintr-o corporație privată care spune că lumea nu se va mai întoarce la normal decât după 2022. Primul gând care îți vine în minte este: dar cine ești? Dar cine ți-a dat ție, dumitale, autoritatea să-mi spui mie? Și pe mine cel mai tare m-a revoltat un avertisment al unui celebru epidemiolog, din nou, nu dau nume, care spunea că trebuie să ne pregătim pentru un Crăciun altfel, că nu ne va mai putea vizita apropiații de acest Crăciun. Și prima mea reacție a fost: dar cine ești? Mm-hmm. Și cine te crezi? Cine te legitimează? Da. Vă rog, prezentați-vă legitimați care să justifice: eu sunt specialistul numit crăciunolog care stabilește regulile de sărbare a Crăciunului.
Și atunci eu verific legitimația și spun, da, dumneavoastră sunteți crăciunolog? Perfect, am înțeles. Da, așa să vină să spună cineva, să spună, nu, nu, eu nu mai merg să o văd pe mama, că mi-a zis cineva la televizor. Da. Din punct de vedere juridic, cum ieșim din pătura asta de asă? Cum ajungem la capătul celălalt al pădurii, cum se spune în povestea cu scufița roșie? Prima grijă este să vedem pădurea. Cred că o vedem deja. Bine, bine. Aici îndrăznesc să te contrazic, Olivia, pentru că sunt foarte mulți care nu văd pădurea. Da, dar nu sunt majoritari. Nu sunt majoritari. În România, s-au vaccinat cel mult 40%, dintre care foarte mulți la chiuvetă și dintre care iar un proces absolut generos de oameni care nici nu vor să mai audă de a doua sau chiar, Doamne ferește, a treia doză. Deci cam aici s-a încheiat cu vaccinarea în România. Ei încearcă acum marea cu sarea, cu copii, probabil o să înceapă după aia cu peți, sau așa cum zice America, adică animalele de companie vor duce aberația mai departe și mai departe pe noi culmi de progres, dar, de fapt, lumea a înțeles, așa cum a înțeles și pe vremea lui Ceaușescu, da, cum stă treaba. Eu așa cred că și România au înțeles. Sunt foarte puțini aia care chiar mai cred că suntem în pericol, chiar mai cred că se infectează dacă nu poartă mască, chiar cred că vaccinul îi protejează. Deci e un segment nesemnificativ. Cred eu. S-ar putea să mă înșel. Sunt de acord cu tine, sau tind să fiu de acord cu tine, dar tu mă întrebai cum văd eu ieșirea din pădure ca jurist. Exact, da. Vreau să ne dai o soluție juridică, să vedem ce avem de făcut, să ne suflăcăm mânecile și să trecem la treabă, cum ar veni. Da, să ne suflăcăm mânecile și să spunem că noi avem datoria de a respecta Constituția, de a vedea care sunt principiile constituționale directoare, de a chema guvernanții la ordine și de a-i ruga, de a-i soma să respecte Constituția. Și dacă respectăm Constituția, lucrurile se simplifică extraordinar, pentru că principiile constituționale actuale sunt, în ciuda unor slăbiciuni, extrem de sănătoase. Prin urmare, soluția ar fi simplă și clară. Respectarea Constituției Naționale. Mai exact, care sunt principiile constituționale de care noi trebuie să ne ținem ca orbul de bâtă, să nu le lăsăm din mână pentru nici măcar o secundă? Care sunt cele care ne vor scoate la liman? Care sunt principiile? Până la urmă, da, sunt constituționale, dar ar trebui să devină principii de viață, adică să le integrăm atât de bine, să le metabolizăm complet, încât să devină parte din noi, să fim conștienți, să ne recăpătăm astfel demnitatea și să ne cerem drepturile, nu? Primul dintre principii este că drepturile noastre fundamentale sunt prevăzute în această Biblie legislativă, numită Constituție. Toate aceste drepturi de care vorbim noi acum, că e vorba despre libertatea expresiei, că e vorba de dreptul la învățătură și educație, că e vorba de dreptul la liberă circulație, că e vorba de dreptul la intimitate și mai departe, toate sunt prevăzute în Constituția Națională. Da. Prima premisă. Și a doua premisă, la fel de importantă, că restrângerea lor, eventualelor restrângere, se face tot conform Constituției Naționale, în cazuri foarte precis prevăzute de articolul 53, într-o situație de urgență, pentru în cazul unei restrângeri temporare și nu perpetue, fără a afecta esența dreptului și a libertății, fără a afecta regimul democratic în care trăim și întotdeauna, de subliniat cu majuscule, întotdeauna restrângerea să fie făcută prin lege.
principiu încălcat sistematic în ultima vreme, când ne-am trezit cu restrângerea drepturilor și libertăților noastre prin tot felul de ordine birocratice venite de la Temircin. Strigător la cer, Constituția a fost terfelită și trebuie să spunem lucrurile pe nume. A fost călcată în picioare. Principiul constituțional al restrângerii drepturilor doar pe bază de lege a fost încălcat flagrant. Întrebare, ce trebuie să facem? Trebuie să ne întoarcem la Constituție și să vedem că, da, în felul ăsta se pot restrânge și se pot limita drepturile noastre. Nu printr-un ordin al unui șef comisar de poliție locală sau unui director general de la nu știu care instituție administrativă. Da, la nivel individual, noi, care nu suntem specialiști în drept, ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să le luăm până la urmă taurul de coarne? Pentru că trebuie și la nivel individual să faci ceva astfel încât voința poporului să se vadă prin măsuri personale, da? Multiple, adică uite și el, și el, și el, să ne strângem o masă de oameni care să protestăm într-un fel. Cum am putea să devenim vizibili și importanți pe cale juridică, da? Deci nu vorbesc despre revoluție, nu vorbesc de anarhie, vorbesc despre calea legală. Ce ar trebui noi, ca cetățeni, să facem în momentul ăsta? Să fim conștienți de drepturile noastre și să fim deciși ca prin respectarea tuturor procedurilor legale, nu vorbim într-adevăr de incitare la ură, la violență, la anarhie, ci prin cu respectarea tuturor dispozițiilor legale să valorificăm aceste drepturi și să ni le apărăm. Pentru cum? Că, cum? Concret? Docilitate și cu lașitate, încălcarea și terfelirea lor nu este o atitudine civică. Dimpotrivă, este o supunere lașă și reprobabilă și poate oamenii ar vrea să apuce calea legală, dar nu știu ce au de făcut. Ce să facă? Nu au bani, să zicem, de avocați, dar ei, în nume personal, să plătească, știu eu, 1000 și de lei, da, taxa de reprezentare. Dar la nivel personal e ceva de făcut? Ce pot face? Cum se pot plânge astfel încât plângerile lor să poată fi observate și luate în seamă și să conteze, să cântărească? Există o astfel de cale? Da, cred că sunt situații de viață în care oamenii pot să-și exprime într-un mod decent, pașnic, rezonabil, punctul de vedere, părerea și să-și exprime păsul. Și dau un exemplu, Olivia, discutat cu oameni care au fost, care mi împărtășeau preocupările o bună bucată de vreme, care mi întâmpinau pesimismul de acum un an de zile cu convingerea că totul se va opri când va fi vorba de copii. Și mi se spunea, stai pe pace, când vor ajunge la copii, oamenii se vor revolta. Și a venit septembrie 2020, cred, când a început școala și când copiii au fost nevoiți să se ducă la clasă mascați. Și vorbeam cu cineva care îmi spunea că în clasa copiilor lui, din cei 20 de copii din clasă, doar trei au protestat. Trei părinți au protestat în legătură cu această măsură. Doi dintre părinți au protestat pentru că masca părea o măsură insuficient de severă. Și doar el se ridicase împotriva măștii însăși. În rest, tăcere. A fost foarte, foarte mirat, ca să nu zic șocat, de o asemenea pasivitate și de o asemenea atitudine
de resemnare în fața acestei agresiuni împotriva copiilor. Copii care... nu știu dacă ai văzut reportajul de la o școală din Nevada, când li s-a dat vestea copiilor că de mâine nu vor mai purta măști. Da, un entuziasm absolut fabulos. Da, dar totuși sfârșietor, pentru că au ajuns într-o astfel de situație niște copii să trăiască acest sentiment de eliberare după o lungă încarcerare sau o lungă, nu știu cum să numesc, încarcerare sufletească, da? Pentru că ei nu și-au dorit nicio secundă așa ceva, au fost obligați, au fost forțați. E foarte trist. Foarte trist. Da. Da. Nu știu ce a mai rămas nespus. Sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să le discutăm, dar nici nu aș vrea să îți răpesc foarte mult timp. Știu că timpul tău este limitat și că ai foarte multe lucruri de făcut. Am bifat și adăpostul, am bifat și forțele absurdului, am bifat și marea resetare. Am bifat și prezentul de care fugim, încercând să ne ascundem în trecut, eludând viitorul, ceea ce bineînțeles că nu este posibil. Și aș vrea să încheiem cu... să ieșim din zona neagră, din zona pesimismului și să încercăm să extragem o concluzie care să ne dea speranță. Pentru că speranța, după părerea mea, mică și nesemnificativă, speranța e o energie care, pusă la treabă, poate să schimbe lucrurile. Speranța e buturuga mică, care poate răsturna carul mare. Crezi că putem extrage o astfel de concluzie plină de speranță la închiderea sau la încheierea dialogului nostru? Da, îmi place să cred că da. Și suntem datori să sperăm. Resemnarea și frica și spaima sunt sentimente dintr-o zonă a frecvențelor joase și a energiilor negative. Cred că ce ne va înălța este și ne va da o bună stare, este tocmai speranța și încrederea că oamenii pot să-și dea mâna, că oamenii pot să găsească energia vitală în ei înșiși și în contactul dintre ei și în solidaritatea lor și în dansurile lor și în bucuriile lor și în redescoperirea vieții cu majuscule. Deci în speranța unei îmbrățișări la nivel colectiv, nu? Exact. Să sperăm că ne regăsim umanitatea și ieșim din rolurile astea stupide de gardieni și de ținuți pe care le-am jucat prost în ultimii 2 ani. Îți mulțumesc din tot sufletul. Te rog. Nu, prelund exemplul dat de tine cu experimentul Stanford. Da, speranța că noi, ca subiecția experimentului, în loc să cerem inversări de roluri și să cerem schimbarea jocurilor în acest experiment, speranța că ne vom ridica și vom spune nu mai vrem acest experiment. Vrem nu mă mai joc cu tine, Arafat, nu mai joc cu tine, Rafila. Eu pot să spun numele, pentru că eu, da, de formație jurnalist sau de deformată ca jurnalist, îmi permit să... Asta e rolul jurnalistului, nu? Să fie mereu în opoziție, să critique puterea, da? Și să fie poate a patra putere în stat, rol pe care și l-a uitat. Eu nu mai sunt jurnalist pentru că, din punctul meu de vedere, instituția asta a presei nu mai există, deci nu mai pot fi nici măcar ultimul mohican. Există pe aici, pe acolo, câteva flori cu care sperăm să facem primăvară sau să trecem iarna grea până se face din nou primăvara. Florentin, îți mulțumesc din tot sufletul. Sper să reedităm întâlnirea, discuția. Mi-a făcut mare plăcere. M-a onorat prezența ta și m-a îmbogățit discuția. Îți mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc eu, salutării telespectatorilor. Cele bune. Numai bine.